Bine v-am găsit, stimați telespectatori. În mai multe rânduri în jurnalul meu video am vorbit de o carte care este aceasta, scrisă de Dan Tomozei, Merge înainte, jurnal de pandemie în China 2019-2022, o carte căreia i-am făcut eu prefața și v-am recomandat-o pentru că autorul acestei cărți este jurnalistul român care lucrează în China, Dan Tomozei. L-ați văzut în multe jurnale video de ale mele cu corespondențe din China. De fiecare dată când este un eveniment mai deosebit, îl contactez și am de la domnia sa cele mai bune analize. După 4 ani de lucru în China, a venit în țară, se întoarce, nicio grijă, ca să vadă România și am profitat de asta pentru a-l invita ca să facem o discuție de personalitatea jurnalistului român Dan Tomozei, care lucrează la China Internațional. Bună seara, domnule Tomozei! Bună seara, domnule Cristoiu, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt potrivit protocolului, trebuie să vă prezint biografia. În noiembrie v-ați născut, 73, la Sibiu. Părinții, mama muncitoare, tată, ofițer militar, armă chimie, trăiesc părinții? Doar tata. A tata, l-ați văzut acum. De asta m-am întors, a fost principalul motiv. Da. Căsătorit, 2 fetițe de 6 și 4 ani născute în China, o să vă întreb dacă sunt chinezoice. Studii, școala generală, liceul și studiile superioare, jurnalist făcute la Sibiu. A urmat studii de drept, dar nu le-a finalizat. A cuchetat, evident, cu poezia și literatura. Intrarea în presă a avut loc în anul 1992, deci domnia sa e și o personalitate a presei românești, în cadrul redacției de tineret a cotidianului Tribuna din Sibiu. Din 94 a devenit redactor al ziarului, din 96 până în 2004 corespondent Mediafax, 2000-2002 producător la ProTV Sibiu, 2003-2010 corespondent Jurnalul Național, 2004-2010 redactor șef publicația Dacii Liberi Sibiu, din octombrie 2010 angajat al secției de limba română Radio China Internațional, China Media Group, aprilie 2011, și-a deschis un site pe care eu îl urmăresc, Dan Tomozei Barero, în care sunt comentate și multe, sunt multe comentarii despre România. A revenit în România după 4 ani de absență, dar în aceste 4 săptămâni a parcurs peste 4.000 de kilometri cu mașina, ca să vedeți, nu se odihnească, vizitând zone din vestul, centrul și sudul țării. Unul are multe cărți, nu le mai citesc. Sigur că prima întrebare care mi-a venit, am făcut și întrebări în domnia sa, este acest salt. Deci, în octombrie 2010, erați o personalitate a presei din România și deodată vă angajați ca redactor al secției de limba română Radio China Internațional, China Media Group. Prima întrebare este cum ați ajuns de la Sibiu în China? Am mai vorbit despre motivul plecării mele la Sibiu, așa cum sunt acum la Beijing. Am fost cumva oaia neagră, eram 2 oameni la Sibiu care îndrăzneam să-l criticăm pe primarul Klaus Iohannis. Și atunci dacă îl criticai pe primarul Klaus Iohannis, publicitate nu aveai, bani nu aveai. La ce ziar? La Dacii Liberi? Dacii Liberi, da. Era jucăria mea, pentru că încercam să fiu tot timpul ceea ce cred că trebuie să fie un jurnalist, puțin obraznic, puțin îndrăzneț, să nu creadă nimic, să fie sceptic. Și atunci, în timp ce colegii mei beneficiau de aneleuri, de mașini, de vacanțe, se întâmpla. Erau zile în care nu mâncam. Pentru că doream să trăiesc din ceea ce credeam, din presă. Cui aparținea publicația? A mea. Era a mea. Mă miră că n-ați ajuns la închisoare datornic. O întrebare. În primarul Klaus Iohannis se întrevedeau lipsurile de acum? Grav de tot. Spuneți. Spre exemplu, și după... Am să fac o mică paranteză. În august, sfârșit de august, început de septembrie 2014, premierul de atunci, Victor Ponta, vine în vizită oficială la Beijing. Am stabilit un interviu,
a acceptat. Interviul l-am făcut pe trenul de mare viteză. Noi zburam cu 300 de km la oră și am făcut interviul. Am trei poze din timpul interviului. Una este făcută de fostul ambasador Maior, una este făcută de fostul ministru Daniel Constantin și una este făcută de un alt ministru. Fostul ministru apărării, care a fost demis acum pe Dâncu. Pentru că noi stăteam pe o latură a trenului, a vagonului și ei ne făceau pozele cu aparatul meu. Și în timp ce îmi făceau pozele, mă uitam la cei trei și am avut un moment de un sentiment ciudat. Și am spus, aveți grijă de ce se întâmplă cu dumneavoastră și doi, dacă îl veți lăsa pe Iohannis să intre în campanie și nu îl veți opri cu dosarele pe care le are în justiție, veți pierde alegerile. A fost un moment în care s-a explodat de râs. Da. Și numai după am primit un mesaj. Da. Intermediat, un mesaj de la Victor Ponta, intermediat, l-am primit la Beijing și am spus, nimeni nu te-a crezut atunci. Am să vă spun așa, Sibiul a fost din 2000, anul 2000, din iunie 2000, a fost prizonierul unei mașinării în care, la care a contribuit, nu știu dacă din naivitate sau dintr-un interes politic, dar interesul se vede clar. Adrian Năstase, ce a ajuns, fostul președinte al PNL, Tăricianu, ce a ajuns, și președintele Băsescu, ce a ajuns. Cum adică au contribuit? Proiectul Sibiu Capitală 2007 a fost proiectul PSD, al fostului ministru, Dumnezeu să-l ierte, Răzvan Teodorescu. Da. Nu a fost al primarului. Banii care s-au băgat în campania Sibiu Capitală Culturală 2007 au fost de la guvernul PSD, condus de Adrian Năstase, ulterior de guvernul Tăricianu. Nimeni n-a știut treaba asta. De ce? Pentru că, la fel ca și la Timișoara acum, promovarea se face pe baza unui contract, iar în contractul de promovare a Capitalei Sibiu 2007, Capitală Culturală Europeană, în contract, absolut toate publicațiile care au intrat în parteneriat cu primăria aveau o notă de subsol. Pe durata campaniei nu ai voie să critici primăria, nu ai voie să aduci nici cea mai mică critică. Eu fiind și corespondentul Jurnalul Național, domnul Marius Tucă poate să confirme, eram singurul corespondent care dădeam tot ce se întâmplă la Sibiu. De la mașinațiunile cu Pavarea, s-a dus piatră din China, pentru că noi nu aveam piatră cubică în România, până la prăbușirea aeroportului internațional Sibiu, care a fost o afacere a FDGR-ului, la care a asistat pasiv PSD și PNL, și în momentul în care aeroportul, pista aeroportului, noua pista aeroportului s-a prăbușit fizic, primarul de atunci, Ioanis, a ieșit din afacere, din Consiliul de Administrație. Toate lucrurile astea se știau. Lucrurile astea se știau și de DNA, nu vorbim de afacerile cu case. Totul se știa. Dar a fost o coabitare păguboasă și până la urmă, faptul că a ajuns președinte, pentru mine nu a fost o surpriză. Pentru mine a fost o surpriză faptul că toți cei din PSD și PNL au acceptat. Iar ca să înțelegeți cât de grav a fost situația la Sibiu și continuă să fie, PSD-ul, la nivel de imagine, președintele Iohannis dă bine. Și atunci PSD-ul își punea un pigmeu fizic, 1,50 m. Sau PNL-ul, pur și simplu, nu punea candidat. Deși care era... explicația că sunteți jurnalist cu mare experiență? Era omul cui, adică care a răsărit din neamț. În timpul campaniei de pregătire a Capitalei Culturale Europene Sibiu 2007, și aici iară o paranteză, trebuie știut că nu Sibiul a fost capitală culturală, Luxemburgul. Sibiu a fost, dacă vreți, o toartă a Luxemburgului. Tot ca o construcție de imagine, a fost o construcție de pe termen lung a imaginii de mare edil a primarului Iohannis. În momentul în care politicienii locali, ceea ce se întâmplă și astăzi, am discutat, cred că am 20 de primari cu care am discutat în ultima lună, primari din România, primari de orașe mici sau mai mari. Primarii sunt buni probabil doar în zona electorală, în perioada preelectorală și atunci când adună voturi, în rest nu au nici cel mai mic cuvânt de spus, iar cei de la București pur și simplu îi calcă în picioare. Și atunci, consilierii locali, dacă un primar nu are cădere, nu are vorbă, un consilier local absolut nu există.
Și aici a fost o negociere, pentru că pentru Sibiu 2007, așa cum am văzut eu lucrurile, Iohannis administra și câștiga un capital de imagine care a folosit în 2004 când a fost ales președinte, dar UDMR-ul proiecta, era reprezentat... În 2014. În 2004. În 2014 a fost ales președinte. Da, corect. Dar din 2004, UDMR-ul a fost cel care a proiectat și a controlat tot ce înseamnă zona de proiectare pentru Sibiu. PSD-ul construia, iar PNL-ul venea cu mici firme și toți câștigau. Vorbim la nivelul vorbim 20 de ani în urmă, undeva la 150 de milioane de dolari. Enorm. A, deci partidele aveau interes și financiar. Și totul se făcea în familie, în cârdășie, și a fost o negociere proastă pentru fostul premier Adrian Năstase, făcută în 2002, pe care ulterior Iohannis avea să-l trădeze când a spus în 2004 eu nu votez cu Năstase, votez cu Băsescu. Așa că în timp că era cochetat și cu ei. Deși mergeau și se vedeau și Iohannis beneficia de tot sprijinul guvernului Năstase. Și a fost un prim semnal de alarmă pe care PSD-ul nici astăzi nu l-a învățat. E o dezvăluire interesantă. Nu mi l-a lăsat impresia că e șmecher. Nu are scrupule. Nu? Absolut deloc. Eu am trăit lângă oameni care aveau să moară pentru că au fost, cum se spune pe românește, de inimă rea. Oamenii evacuați din imobilele unde a funcționat Raiffeisen Bank și celelalte imobile preluate abuziv și demonstrate în instanță că a fost o preluare abuzivă. Nu interesează. A folosit consilierii locali din Forumul German, a folosit administrația locală pentru a pune presiune pe niște oameni care erau de drept titulari și care ulterior au revenit. Da. Domnul Tomozei, sigur că probabil că și telespectatorii ăștia să vorbim despre China, dar este fascinant pentru că dumneavoastră chiar cunoașteți pe om, pe președinte actual de când era la rădăcina ierbii. Dar de ce lucrurile astea nu s-au putut spune în campanie? Pentru mine rămâne un mare mister. N-aveai voie să spui nici să întrebi de ce n-are copii. Dacă vă aduceți aminte, abia în turul 2 Victor Ponta a înțeles. Probabil... El credea că e așa un fel de Muțunache. Ponta era convins că îl bate? Evident, da. Faptul, toți cei din jurul lui sau probabil... Ponta a fost trădat din punctul meu de vedere în turul 2. Pe mai multe paliere, inclusiv aș putea să aduc argumente pe zona bisericii ortodoxe, dar e departe de ce încercăm să explicăm aici. În momentul în care un politician, oricare este el, își permite să facă un prim compromis, înseamnă că ești foarte slab. Iohannis nu are scrupule. Nu pentru că este neamț. Aș putea să vorbesc ore despre ce vorbesc sașii din Sibiu despre sasul Iohannis. Adică cei care sunt acum secret prietenii lui să fie atenți. N-au învățat absolut nicio lecție, niciunii. De când este primar, n-au înțeles. Și atunci înseamnă că în mărginimea, să spune așa, în mărginimea Sibiului, că ciobanul e mândru să fie slugă la sas. Aha, am înțeles. Spuneți-mi ceva din perioada ca gazetar. Și m-ați să-l criticați? Deci am înțeles... A spus la un moment dat, ați făcut o precizare, ați dezvoltat un moment important. Când era Sibiu, capitală culturală, avea parteneriate cu banii europeni, dar avea precizarea că nu are voie să critice. De aia s-a născut... Și nu știu, nu ați vă așteptat să candideze? Da, eu am scris în 2003. De ce? Păi de unde? Că nu e... Colaboram la un ziar local și am scris pe prima pagină, am scris Iohannis președinte. Și PSD-ul... A râs. Ba, da, a fost cumplit. A zis, băi, sunteți nebuni. E un ambițios? Un comod. E chiar comod? Cum vă explicați că știți de când era tânăr? Cum vă explicați toate aceste chestii care le face el cu turismul? Prima dată când am scris eu despre Iohannis ca persoană publică era în 2008. În 98. Era inspector, doctor, da? Era inspector general școlar și la Sibiu deja nemții încercau să pună mâna pe tot ce înseamnă imobiliare.
Și una dintre ținte a fost actuala școală de hipoacuzici din Sibiu, care este în centrul Sibiului. Românii din Sibiu au voie să-și construiască primele clădiri în 1905 și în 1907 Catedrala Ortodoxă Metropolitană. Până atunci românii n-aveau voie în zona istorică. Și dacă aveau voie, trebuia să meargă să se anunțe cum mergem să ne înregistrăm la hotel. Dacă nu, primeai amendă. Și atunci, pentru că au încercat imediat de după 90 să pună mâna pe foarte multe clădiri și au reușit odată ce Forumul German a fost declarat urmaș al fostei organizații naziste. Da, așa. Una dintre ținte a fost actuala școală de hipoacuzici, care era clădire construită de astriști. Da. De la urmașii pașoptiștilor, da. Și cei care urmau să facă unirea de la 1918. Ori, în momentul în care s-a întâmplat asta, ministrul la educație era domnul Marga. Și domnul Marga n-a avut atunci curaj să spună stop. Am vorbit la Sibiu, în școala de hipoacuzici. Și în perioada respectivă, nu vine acum numele, un senator PDSR la perioada, în momentul respectiv, era șeful Comisiei de Abuzuri din Senatul României și prin domnia sa, repet, am un lapsus de, acum o problemă de memorie, prin domnia sa am blocat cedarea școlii de hipoacuzici către Forumul German. Era la, când era primar, tot așa nu dădea interviuri? O, Doamne, ferește! Eu am să vă spun două lucruri. Am să vă spun două lucruri pe care vi le pot confirma prietenii mei, cunoscuții mei din Sibiu. Ajunsesem, când intram în conferință de presă, el făcea în fiecare joi la ora 11 conferință săptămânală. Păi îi pregătea purtătorul de cuvânt, făcea lectură publică. Da. Și când vedea că vreau să pun întrebare, a plecat din conferință de presă. Pentru că eu nu puneam întrebări de complezență. Da, eram și obraznic de multe ori, pentru că nu suportam atitudinea. Doi, atunci când ne vedeam pe stradă, pe trotuar, el trecea pe trotuarul celălalt. Era ciunos? Nu știu, ranchiuna lui se transformă în faptul că tu devii invizibil. Cum adică? Vă dau un exemplu. Era ministru Iorgulescu de la Cultură, da, în pregătirea Capitalei Culturale. Știam foarte multe mizerii care se făceau, pentru că cele mai bune surse sunt cei din interior. PNL-ul îmi spuneau ce mizerii face PNL-ul, PSD-iștii, da, și ei. Și de la Forumul German aveam bătrânii care nu îl suportau pe el. Și în conferință de presă întrebam de ce nu sunt gata proiectele, de ce s-au consumat, de ce s-au cheltuit bugetele, pentru că de la București, pe file de buget, era aprobat, s-au cheltuit banii. Și în conferință de presă, cu miniștri, cu deputați, cu senatori, punea întrebarea și nu te auzea. Pur și simplu nu te auzea. Și cea mai mare problema mea nu era faptul că toți colegii mei tăceau și nu preluau ei întrebarea. Dacă puneau 10 aceeași întrebare, erai obligat să răspunzi. Mă deranja faptul că senatorii, deputații, miniștrii, PSD, PNL râdeau. Pentru că eu insistam și pentru că ei știau că sunt în cârdășie cu primarul. Asta era sentimentul meu de maximă iritare. Și atunci, era comod și pe vremea aia? Da, bineînțeles. Ce înseamnă comoditatea? Explicați-mi pe... Am să vă spun cum a intrat el în primărie și în 2000 PSD-ul câștigă primul tur la Sibiu, la primărie, cu 49 și puțin. Îi lipseau câteva mii de voturi. Și ia bătaie în turul 2 de fostul președinte Ioan Cindrea de la PSD Sibiu, fost deputat, fost senator. Că el a luat un patent că câștigă. Da, bineînțeles. Da. Și pentru că s-a declanșat exact aceeași mașinațiune din turul 2 de la Victor Ponta. Exact. Sibiu a nebunit. Într-o săptămână Sibiu a nebunit. Și pe o comunicare pe care noi nu înțelegem ca români. N-a fost presă, n-a fost în ziare. Existau foarte multe ziare în 2000 la Sibiu. A fost o comunicare din poartă în poartă, a fost o comunicare prin biserică, a fost o comunicare prin mecanisme pe care noi nu le vedem dacă nu suntem în interior. Un ziarist poate să observe că oamenii schimbă atitudinea brusc. Păi de asta a fost și la Ponta. Exact, dumneavoastră spuneți, o face dezvoltare senzațională. Exact așa a fost în turul 2. Era de nerecunoscută. Presa povesteau cu ăștia patroni de televiziune că oameni care erau la camere toate deveneau
o deveni brusc, mașinăria cuie. Mașinăria asta nu poate fi decât a serviciilor, din punctul meu de vedere. Păi da, adică era o mașină, mai țineți minte? Și nu doar interne. A, și eu cred, credeți că a fost ales mai de mult? Mi-e foarte greu să... Contactul meu, fiind de-abia din 1998, ca inspector școlar, a fost inspector general școlar adjunct. A fost promovat de fostul ministru de interne, Gabriel Dejeu. Un personaj, din punctul meu de vedere, extrem de toxic pentru Sibiu, pentru că atunci când el nu a mai avut capacitatea de, de a-și menține puterea la PNCC de Sibiu, a preferat să distrugă tot. Și atunci, când a intrat el în inspectoratul școlar, ulterior în primărie, cei care îl vizam ostentativ, spuneam despre el două lucruri. Că a venit cu o Dacia 1300, nici măcar 1310, și că avea doi papuși de două feluri. Și nu este de glumă, cel care a cumpărat primul costum, nu un sacou și un pantalon, un costum, a fost fostul viceprimar Gheorghe Tuluc, care atunci era la PD și care peste una jumate urma să fie exclus și din funcția de viceprimar și din partid. Așa vă referiți că mergeți cu doi papuși cine? Iohannis. Iohannis, da? Era un... Și a plecat cu Mercedes. Oh, nu, el a avut patru Mercedes și BMW-uri pe care am scris înainte de a pleca din România în septembrie 2010, am scris o cărticică intitulată Iluzia democrației, în care am prezentat, folosindu-mă de 544 legea accesului la informații publice, am prezentat mafia din administrația locală Sibiu și pentru ca să nu fiu acuzat că am țintă doar Iohannis, am luat mai multe primării din Sibiu. Și am demonstrat cu documente și m-am judecat cu ei ani de zile în instanță pentru că refuzau să-mi dea documentele. Vi le pot trimite după emisiune. El ajunsese să fie reprezentantul Mercedes în plan local. În perioada aia, Gheorghe Hagi era imaginea BMW și Mercedes în România. Da. Era ambasadorul companiei. Dar, pentru că se tăcea și pentru că în timp ce alții erau luați de la procurori, politicieni, pentru același tip de fraudă, aia era o mită, mascată. Da, știu. Și că închirierea băncii. Bineînțeles. Și era o mită, mă. Nici acum nu știm cu cât. 345.000 de dolari. Pe ce bani? Nu, toată suma pe care trebuie să o dea potrivit instanței, trebuie să o dea înapoi statului român. Pentru că banii din chirie trebuiau să meargă la o administrația locală. Este exact tipul de mafie pe care îl practic absolut orice primar, nu-i singurul din România, sau Consiliul, președintele Consiliului Județean, în care el semnează, el centrează, el primește, el servește. Asta Bun. A fost. Puteți vă da doctoratul, Iohannis. Aș putea a să vorbesc mult. Nelipsiți. Dacă ați fi aici, dacă aici la... De fiecare dată când aș avea o problemă, o întrebare, că pentru mine e enigmă, v-aș consulta. Spuneți-mi, hai să luăm ultimul timp. Deci, s-a dus în Japonia, în Singapore, l-au criticat pentru... Dom'le, dar de ce nu se schimbă? Pentru că el este paralel cu realitatea Cum românească. Adică paralel? Păi nu, dar nu unul, nu-i spun ăia, consiliere, dom'le, vedeți că vă critică... Nu ține cont de nimeni. De ce? Pentru că el este Iohannis. El se crede mare? Oh, este mare la fizic și așa are și impresia că este ca atare. Câte vreme ești ținut în brațe și ești protejat pe absolut toate planurile. Câte vreme că ai... El, aici e problema și asta mă deranjează pe mine. Eu sunt fiu de ofițeri de armată română. Tatăl meu, deși are acum 75 de ani și este în vârstă, este bolnav, el de când s-a pensionat... El nu vrea să vadă armata română, nu vrea să vadă uniforma. Pentru că spune că asta nu mai e armată. Asta nu mai este ținut, asta nu mai este atitudine. Asta... Am râs împreună pe telefon când acum un an sau doi, la nu știu ce paradă de 1 decembrie, da. 10 oameni în uniformă în 10 cadențe. Asta nu e posibil. El, în mod cert, are o protecție nu doar din România. Și atunci câte vreme uniforma statului român devine slugă în fața unui nei ca nimeni, n-am ce să... Eu la Sibiu am trăit și o să ajungem la întrebarea noastră de ce am plecat, n-am fost o personalitate, am fost un simplu gazetar și îmi place să cred că asta e profesia de bază în jurnalism, cea de gazetar. Eu am trăit în tipografie, am mers la fălțuit,
Tribuna din Sibiu, când și-a cumpărat propria tipografie undeva prin 93, mașinăria nu știa să împacheteze paginile duble. Și odată la 3-4 zile avea tiraj 85.000 în perioada aia. 10 oameni cu rândul, la 3-4 zile îți venea rândul. Erai ca în filme cu Charlie Chaplin, la un moment dat așa făceai. Pentru că la 4 dimineața trebuia să plece ziarul la poștă și să distribuie într-o județul. Da, înainte, nu știu, sper că discutăm și sigur despre China, dar e foarte interesant pentru că chiar sunt curios, pentru mine e enigmă. Spuneți-mi și mie ca jurnalist care ați lucrat în Sibiu, enigma doamna Carmen, păcinstit, adică de ce, iertați-mă, de ce este ea preocupată ca presa să scrie despre ținute? Nu-i profesoară, nu? Iertați-mă, nu înțeleg. Eu nu cred că ea este interesată. Nu? Ea este la fel de comodă ca și soțul domniei sale, da. Am să vă spun altceva. Și dacă cumva, printr-o minune, foștii elevi din perioada anilor 90, din liceul, colegiul, actual colegiul Gheorghe Lazăr, sau profesorii de atunci urmăresc și hai că își vor aduce aminte cum a ajuns dânsa profesor titular acolo. Uh-huh. A ajuns profesor titular abia după ce Claus Ioanis a ajuns inspector general școlar. Uh-huh. Pentru că limba engleză nu este de colegiu Gheorghe Lazăr. Păi și ea când a ajuns prima doamnă, de ce n-a făcut o fundație de trimitere a elevilor la locul de naștere lui Shakespeare. Nu înțeleg, vorbesc serios. Pesăsește în Sibiu să spune că ne întâlnim la Cranțen. Asta înseamnă la o vorbă. Aha. Să soaie cele înainte coseau ca și femeile românce, coseau și stăteau de povești. Da. Bărbații nu aveau treabă acolo. Da. E, asta, un Cranțen de ăsta s-a întâmplat după ce a ajuns prima doamnă, dar într-un mediu extrem de select, dar nu cu niște persoane sau cu personalități. Am înțeles, și acolo se discutau astea. Nimicuri, nimicuri, nimicuri. Nu a fost absolut niciodată o persoană publică, doamna Ioanis. Uh-huh. Pot vorbi despre asta acum. Nepoata mea a fost 4 ani în clasa ei, elevă, uh-huh. Doamna Ioanis a fost diriginte. Noi 4 ani nu am discutat, eu cu nepoata mea, și noi am spus, ea poartă un alt nume, nu are numele uh-huh. Tomozei. Abia după ce și-a dat bacalaureatul și a terminat eminent și este bursieră la Cluj, abia după aceea am trimis un mesaj și am spus, într-o zi o să povestim despre profesoara pe care voi, clasa voastră și elevii de la Lazăr o adulați. Ca să înțelegeți diferența dintre realitate și... Eu adunau. Și... Oh, da. De ce? Elevii din colegiul Gheorghe Lazăr au o imagine spectaculoasă despre de ea. De ce? Pentru că atunci când vine din vizitele oficiale, povestește tot felul de trăznei. Pentru un copil, probabil că este ceva deosebit. Bun. Ultima întrebare. De ce e temut? De ce PNL-ul nici acum, că mai e un an? Pentru că sunt foarte proști. Și pentru că nu au viziune. Și pentru că nu. Dar PNL-ul cum s-a răscolat împotriva lui Băsescu și ei nu? Nu prea târziu? Ba da. Așa e, da. Așa vor face și ei, probabil. Uh-huh. Eu am plecat din Sibiu după ani de procese, după ce mi-am dat de nenumărate ori telefonul sub urmărire, pentru că eram urmărit pe stradă și eram amenințat și mama trăia și mi-era teamă pentru mama, pentru că îți venea la ușă și dădea în cap. Și am avut procese nenumărate cu cei care mă amenințau, dar sunau cu telefonul ascuns. Și mergeam la poliție, făceam plângere, mergeam la parchet, aflam despre cine era vorba și erau și de la PNL și de la PSD, care nu aveau o legătură cu mine. Și când mă duceam peste ei, de fapt spuneau, păi știi că tu scrii despre el, despre Ioanis. Cu ei e mare. Ce legătură, mă? Pentru că el nu... Să nu-l suspecteze nimeni pe Ioanis de prostie. Este un om extrem de... diavolul nu este rău, nu este prost. Da. Dar își urmărește cu atâta acribie și cu atâta obsesie interesele, încât calcă pe absolut toți în picioare. Eu știți cine o să-mi fie foarte milă? De actualul șef al SPP. Pahonțe? Pahonțe. Deci vreau să spuneți un lucru extraordinar, că nu are mamă, n-are tată. Pahonțe a fost... să mă ierte pentru cuvântul ăsta, a fost sluga lui Băsescu. Da. Pahonțul, eu l-am ajutat pe Pahonțul, probabil că dacă își mai aduce aminte de mine,
Când ieșea Băzescu din Împăratul Romanilor Hotel, unde a fost cazat în 31 decembrie 2006, când noaptea în care s-a făcut inaugurarea Capitalei Culturale, pentru că atât de mare a fost presiunea publică, au fost undeva la 70-80 de mii în Piața Mare din Sibiu. A fost o nebunie. Pentru că promovarea și a fost de așa manieră. Și am fost unul dintre cei care am făcut lanț ca să poată să iasă Băsescu, pentru că pe noi interesa o poză, nu mulțimea. Ne interesa Băsescu. Și... Da. Și hai să facem un salt. Bun, deci nu mai puteam să trăim în Sibiu. Și de ce nu ați dus puteam la... Puteam să trăiesc, dar... De ce nu mai la Pitești? Nu înțeleg cum ați ajuns la Beijing. Nu cred că are nimeni nevoie. Hai povestiți. Nu cred că are nimeni nevoie de noi. Nu, am înțeles, dar cum ați ajuns? De ce nu v-ați dus, nu știu, la Londra? De două ori am ascultat în viața mea și în rest am făcut tot ce mi-a trecut mie prin cap. Odată a fost atunci când domnul Emil David, directorul din acea perioadă de la Tribuna, a spus pleci de la redacție de tineret și vii la redacția mare de bătrâni. Diferență, eu aveam atunci 22 de ani jumate. Următorul, ca vârstă, avea 49 de ani. Da. Și știți cum era în redacții după 90. Cel mai mic era de serviciul absolut orice. Da, da. La noi codul era ciocolată la sticlă. Cum adică? Adică după program, pentru că știți că se închidea tiparul destul de repede. Da, da. 6, da. Cel târziu 7 seara, după care se stea la discuții pentru program ediția de-a doua zi. Da. Și atunci ciocolata la sticlă era o vodcă, era o vin, era o bere. Înțeleg, nu știam asta. Și eu eram tot timpul de serviciu că bătrânii din redacție spuneau buletinele pe masă. Păi n-avea, știam despre ce e vorba, plecam. Da, da. Atunci am ascultat prima oară de cineva și mi-a spus tu vii de la redacție tineret, vii la redacția mare. Și a doua oară am ascultat de Carmen Vulcan, care este corespondent a Radio România la Sibiu. Ea a fost în perioada 99-2001 la Beijing, la Radio China Internațional, pentru că exista un parteneriat funcțional între instituțiile de presă din România și cele din China. Radio România Internațional are secție de limbă chineză, emite în limba chineză. Dar reciprocitatea s-a rupt și la Radio România și la Televiziunea Română Publică. Mai mult decât atât, din păcate, cele două instituții nici măcar nu mai răspund la mesajele pe care le transmitem noi din China pe mesaj oficial. Pentru că nici RRA, nici TVR-ul nu au corespondent acolo? România nu are corespondent în Asia. Ultimul corespondent este la Moscova. Asta e culme. Bun. Și ea va și... Și mi-a spus, dacă mai rămâi aici, tu te termini, tu mori. Da. Pentru că, v-am spus, eram de-a dreptul isteric. Îmi pierdusem echilibru. De foarte multe ori, la nivelul ăla, mă regăsesc în demența lui Mălin Bot. Da, în ce sens? În sensul că aveam impresia că eu pot să schimb lumea. Am înțeles. Ceea ce e o prostie ca jurnalist. Jurnalistul nu trebuie să devină pasional și trebuie să rămână detașat, indiferent ce se întâmplă acolo. Și pentru că vedeam oameni care, efectiv, mureau fizic. Vedeam oameni care erau distruși, oameni care își pierdeau investițiile de o viață, oameni care erau călcați în picioare. Deveneam părtași, deși eu pierdeam bani, timp, nervi. Și Carmen Vulcan mi-a spus, dacă tu mai continui așa, tu o să mori. Dă-mi un CV. Și a zis, la ce trebuie? Dă-mi un CV. Și am dat un CV, dar la modul în care să scap. Da. Și după ce a trimis CV-ul la Beijing, având contactele cu foștii colegi de acolo, după trei zile pleci la Beijing și zic, unde e Beijingul? Pentru că nu o luasem absolut deloc în serios. Iar când ne-am trimis CV-ul, a spus, o să dureze câteva luni, o să dureze. După trei zile m-au cerut acolo. Au văzut CV-ul. Povestesc că v-ați dus acolo. Și eu aveam firma cu care făceam ziarul, aveam mama care era într-o... Ăsta, daci liberi. Da, era într-o situație de sănătate nu foarte bună. Trebuia să închid foarte multe lucruri la Sibiu. Erați căsătorit? Nu. Da. Și din martie am ajuns de-abia în octombrie. Pe 19 octombrie am aterizat la Beijing, neștiind absolut bolul. Pentru verificare? Nu, pentru angajat. Mi-au trimis contractul. Păi nu v-au înainte de asta, nu au fără un interviu? Am avut niște discuții, mi-au trimis niște teste. Atâta? Eu n-ați avut, credeam că v-au chemat să stați de vorbă. Primele două luni ești în perioadă de probă. Și ești plătit cu 75% din remunerația contractuală. În două luni... Stai, vreau să știu cum se angajează. Deci dumneavoastră ați trimis... Spuneți-mi cum te angajezi la radio... La orice instituție din China ești, în primul rând, solicitat. Trimiți un CV. Da.
în care îți prezinți toate competențele. Cum ați făcut asta, da. După care mi s-au cerut, mi s-au trimis niște texte de ale lor, traduse de ei în limba română. Texte. Texte, da. Ce face secția de limbă română, valabil ce fac toate celelalte secții pe cele 65 de limbi din Radio China Internațional. Poate niște texte. Și ei traduc din limba chineză în limba română. Da. Și mi s-au trimis textele să le revăd eu, să le editez, să le rescriu. Aha. Și le-am făcut praf. În e-mail. Da. Și le-am făcut praf, am zis nu așa. Pentru că având experiența de aproape 12 ani de agenție de presă de Mediafax și am prins perioada de glorie a agenției Mediafax, ulterior, din Mediafax, plecând producător la ProTV, am și acum o altă viziune. La mine trebuie să înceapă cu cele 5 întrebări, trebuie să fie în primele două fraze. Da, și de-o poate să vine partea. Și pe ei a șocat faptul că ei nu făceau bine. Cum adică? Adică mi-au trimis 3 texte, 3 știri. Și le-am făcut pulbere. Le-am făcut pulbere și le-am rescris. Da. Și dedesubt am făcut comentarii. Asta nu, asta nu, asta nu. De ce asta nu, de ce asta nu? Da. Ce ar trebui adăugat, ce ar trebui să nu mai lipsească? Nu mai faceți, dacă știrea se numește știre, pentru că mi-au trimis știre. Da. Și mi-au dat un titlu și un text. Și am zis, știrea nu poate fi știre după 3 zile. Da, cura, e bună, da. Și foarte multe lucruri de genul ăsta. Și probabil că i-a șocat stilul meu de a comunica. Pe mine nu mă interesa, eu vreau să scap de mesajul ăla. Da. Și pe 3 zile mi-a venit răspuns, prin că mi-au trimis mie e-mail. Am să mergeți, da. Da, eu nu m-am interesat. A zis așa, este foarte interesant. Și da. Eu nu răspundeam la e-mail-uri. Da. Nu, dacă nu cunoșteam cine... Nu, și trimis la Carmen. Spune la domnul Tomozei că vreau să vină la Beijing. Și mă invită Carmen la o cafea, povestim și am zis, băi, și unde e Beijing cu ăla? În fine, le spun... V-au plătit ei drumul? Da. Dar și v-ați dus? În perioada respectivă... Că a angajat deja? Am plecat, am ajuns pe 19 octombrie 2010 la Beijing. A fost o întâmplare minunată. Colegii mei au adormit în parcare pentru că avionul ateriza pe la 4. Plecam din Budapesta. Și am adormit în parcare. 2 ore am stat și m-am uitat și m-au controlat ăia de la antiteror, că eram și cu barbă și cu... Da? Nu aveam telefon, aveam $100 în buzunar. Și pur și simplu nu știam ce să fac, nu știam unde să mă duc. Telefonul nu funcționa, că nu exista în perioada aia să ai roaming. A, și cei care v-au așteptat au dormit? Au dormit în parcare, pentru că au venit mult mai repede și la om, după 2 ore în care am fost verificat de... Dar este una să ajungi acolo, nu știați? Nu știam nici să spun bună ziua în chineză. Da. Și aia, la rândul lor, ea nu vorbeau engleză sau franceză. Da. Și am zis, ok. Ce pot să mai fac? O să vină cineva după mine. Și la un moment dat, după am aterizat cu tot, cu check-out-ul, cu bagajul, stăteam de la 4 pe la 6 jumate, văd pe cineva alergând în disperare, zic, ăla pe mine sigur mă caută. Da. Era singurul civil care mă căuta. Da. Și a fost o surpriză. Vă dați seama, în 2009-2010 România era în criză, tăiam tot, se închideau becuri pe stradă, tot al treilea bec se închidea. Pe mine primul șoc pe care m-a izbit a fost curățenia din capitala Beijing și lumina. Becuri. Era ziua, noaptea. Era inimaginabil. Și contactul... Ajung la redacție, la radio. Radio are un hotel undeva... Sunt 4 scări pe 12 niveluri. Te spune ceva despre China Internațională. Asta ce este? Radio China Internațional este, dacă vreți, portavocea pentru mesajele oficiale chineze pentru exterior. Bun. Câte 65 de limbi. De redacții. Da. Pentru care și redacția în limba română. De limba română este una dintre cele mai vechi. Are în 68 a fost problema din Ceoslovacia, invazia. Iese Ceaușescu, pentru a treia sau a patra oară, fostul premier John Elai merge de ziua națională 23 august. Da. Merge în ambasada României, vechea clădire a ambasadei României din Beijing, unde prezintă un mesaj minunat, în care își prezintă sprijinul total și necondiționat pentru România, iar în mesaj se spune, la nevoie vă vom trimite și tunuri. Este extraordinar. Un gest pe care nu l-a mai făcut China pentru absolut nicio țară. Mm-hmm. Motiv de suferință astăzi, privind din perspectivă istorică. Iar pentru că ei aveau de foarte multe luni în pregătire lansarea secției de limba română, emisia în limba română. Și în data de 28 spre 29 august, la 5 zile,
28 august la București, 29, pentru că au avantajul celor 5 ore pe fusul orar, a fost emisă pentru prima oară producția de limbă română. Și a fost, de principiu, este foarte multă cultură chineză, economie și realități chineze. Și cât sunteți acum? 16 chinezi și 3 români. Cu 16 chinezi. 16 chinezi care vorbesc perfect limba română. A, nu sunteți. Eu credeam că sunteți numai vreo 2. Toate secțiile au specialiști. Specialiștii translatori sunt de top, sunt în universități și în Ministerul Chinez de Externe, iar cei foarte buni sunt la Radio China Internațională. Pe toate deci, limbile. Deci secția în limba română este alcătuită din chinezi. 16 chinezi. Care vorbesc românește. Toți. Și 2 români. Și 3 români. 3? Da, mai avem Rareș Cosma, care a lucrat la televiziunea română, în televiziune, și Felicia Nina German, care vine și ea din zona, din zona Cluj, a lucrat și în Mediafax și în televiziune. Sunt oameni care știu meseria. Și secția are un șef? Are un șef, este domnul Lumin, pe care ar fi o experiență. El a lucrat și în România ca translator, da? După 1990. Absolut toți colegii mei chinezi au experiență de studii în limba română și în România. Masterat sau experiență de lucru 6 luni, un an jumate la Radio România sau la televiziunea publică, la TVR. Dar am colegi, cum este și directorul meu, Umin, pe care dacă îl întorci cu spatele și te joci ca la telecomanda, televizor, moldovenește, ardelenește, oltenește. Da? Deci cunosc limba română la nivel de jargon. Da? Sunt specialiști în limba română. Și ești numai translator sau sunt și ziariști? Ei sunt angajați ca ziariști, dar nu fac neapărat meserie. Ei sunt traducători. Și această secție cu un șef este subordonată? El e o ierarhie? Există directorul departamentului, domnul Lumin, există doamna director adjunctă Lisin. Domnul Lumin este George, Lisin este Alina. Atunci când merg la facultate la limbile străine, în primul an profesorul care îi învață, care inițiază în limba pe care ei o vor învăța, indiferent de limbă, indiferent de țară, primesc un nume. German, românesc. Zău? Toți colegii mei chinezi au un nume român. Și directorul, cum se numește? George. George. Da. Și îl vor numi George. Am văzut și aici, când am făcut un interviu cu directorul de la Huawei de aici, că avea nume, nu avea nume chinez. Face parte din cultura lor. De ce? Ei cred că așa te poți apropia mai ușor în comunicare. Pentru că nouă ne este, sau cei care nu sunt experimentați, rețin mai greu numele lor, numele asiatice. Și atunci dai un nume românesc. Da. Și ei sunt subordonați cu direct? Avem un departament. Noi, în urma reconfigurării, Radio China Internațională a fost instituție de sine stătătoare până acum 5 ani. Da. În urma reorganizării, ca intenție de recalibrare a mesajului extern chinez, a fost construit China Media Group, în care există CCTV-ul, CGTN, înțeleg că se emite și în România. Un fel de CNN-ul lor. Da. Dar care emite tot așa, în 7 limbi. Arabă, germană, da, franceză, spaniolă, evident chineză. Și CGTN, CCTV, Radio China Internațional și postul național de radio din China. Un fel de Radio România. Toate au fost comasate în cadrul China Media Group și atunci mesajele oficiale se transmit identic. Se separă doar pe zona culturală, pe zona economică, dar mesajele politice și mai ales cele de politică externă sunt unitare. Managementul e pe capitalist? Este un management asigurat din bugetul statului, un buget pe care îl poate invidia absolut orice companie străină. Mi-ați povestit la un moment dat despre complex. Cât lucrează la secțiile internaționale? Suntem acum undeva la 250 de străini. Da. Pentru că a fost problema anilor de pandemie. Foarte mulți, de obicei, în perioada Revelionului, 31 decembrie, toți ne luăm concedii, plecăm undeva în Asia, în concediu. Și de obicei mergem în sud, unde e mai cald. Da. Iarna în Beijing e rece și foarte uscat. Rar când ninge la Beijing. Și pe foarte mulți colegi străini au prins pandemia în afara Chinei și nu s-au mai putut intra. Uh-huh. Și atunci s-au sistat contracte, ne-am rărit.
Dar am prins perioada mea de început în China, în 2010-2011, eram și 400 de străini acolo din toată lumea. Și un complex de clădiri? Este un campus. Imaginați-vă cam 4 stadioane de fotbal. Da. La nord sunt cele două clădiri ale Radio China Internațional, fiecare clădire de 17 etaje, uriașe. Da? Avem grădini, avem parcuri, parcări, avem cantine pe 4 niveluri, avem hoteluri, avem unitatea militară care ne păzește. Și se intre numai cu legitimație? Nu mai cu legitimație. Deci în campus, da. Nu numai în clădire, în tot campus. În tot campusul, pentru că dacă ești străin, dacă ești chinez, nu prea ai ce să faci acolo. Iar dacă ești străin, și din cauza supravegherii de tot felul, inclusiv pe video, ajung să te cunoască. Și atunci avem legitimații de acces inclusiv în zona de hotel, evident și la radio, dar nu, pentru noi nu mai este o problemă chestia asta de verificare. Veți două fetițe care spun că s-au născut acolo și sunt la grădiniță. Grădinița e în interiorul campusului? Nu. Este în districtul nostru, în cartierul nostru. Cu ce nostru. Le duceți? Pe jos, sau cu scuterul. Avem un cumpărat cu scuter. Deci se poartă scuterul? Este, dacă vreți, cel mai comod mijloc și cel mai rapid. Noi avem un scuter care nu merge mai mult de 20 de kilometri, tocmai ca să avem grijă să nu cumva să fim loviți sau să cădem, să pățească fetele ceva. Capiteze, e da. Programat? Noi l-am cumpărat și din fabrică a venit din așa. Fabrică e așa să nu cumva. Și soția, cum ați cunoscut-o? Înainte să plec din România, am candidat, am făcut tot felul, am mers la diverse concursuri, am luat tot felul de premii de care acum, văzând peste timp, nu mai pun mare preț pe ele. Și prin Centrul pentru Jurnalism Independent am ajuns la Craiova, la un curs. Din motive personale, n-am vrut să mă întorc la Sibiu. Da. Și am zis, vreau să văd Dunărea. Cine mă duce, sau cine mi-arată drumul spre Dunăre? Nu știam mare lucru în perioada respectivă. Nimeni. Și actuala soție zice, dacă mă duci la părinții mei, care stau lângă Dunăre, eu te duc până la Dunăre. Și zic, bine, dar ne întoarcem în seara asta. Și aia a fost tot. Și am rămas prieteni foarte buni. Deci n-ați cunoscut-o acolo, nu lucrăm acolo? Nu. Și la cât timp a venit după ce? Noi ne-am continuat fiecare viețile noastre, eu n-am fost un înger și am înțeles, așa. Și? Ea și-a văzut de viața ei, are frați în Marea Britanie, a trăit o perioadă acolo și sora ei, cea mai mică dintre surori, a născut în 2004 și am zis, eu vin și îl facem pe micul puiuț, să-l facem chinez. Sunt hăinuțe drăguțe, tradiționale chinezești. Și am zis, vin pentru 2-3 ore la Craiova. Și n-am mai plecat. Păi nu, și când v-ați căsătorit? În 2015. În 2014. Da. Și în 2015 și-a venit și ea. În 2015 ne-am coronat civil la Shanghai. Și am adus părinții. Unde? La ce au biserică? Este biserică? Nu, la consulatul. Nunta am făcut-o mult mai târziu pentru că a apărut Ilinca, fetița noastră cea mare, și Ilinca a fost la nunta noastră. Da, am înțeles. Și nunta am făcut-o la Craiova. Soția ce lucrează? Cât a fost în România, a fost jurnalist. Acum, acolo ce-i? Nu, este mama. Am înțeles. Spuneți-mi, v-am văzut fetițele, au învățat chineză? Vorbesc chineză și de foarte multe ori... Eu vorbesc chineza, dar nu am un nivel conversațional. Vorbiți? Da. Chineză? Dar nu am un nivel conversațional încât să pot ține o conferință. Pot să vorbesc, pot să mă descurc pe stradă, dar de multe ori, având comoditatea în redacție în care vorbim doar limba română, am învățat-o până a venit soția. Da. Chineza se învață din carte sau cu chinezoice. Și atunci acumularea mea a fost până a venit soția, după care m-am făcut băiat cu minte, dar mă rog cu gagicile mele. Le-ai învățat în chineză? Nu. Vorbește doar engleză cu cei de acolo. Spuneți-mi și mie cât de tare sunt chinezoice fetițele. Chinezoice, dacă sunt influențate, dacă sunt românce sau chinezoice. Ele sunt chinezoice, pentru că acasă vorbesc undeva 60% doar în chineză, acasă la noi, nu vorbim de grădiniță sau când sunt cu ceilalți colegi, copiii colegilor. Și 20% vorbesc în chineză, se ceartă în engleză și iau bătaie în limba română. Da, spuneți-mi și mie, au venit și le-ați adus aici. Da. Au avut un șoc cultural? Prima problemă a fost, aici ne înțeleg oamenii ce vorbim.
oamenii vorbesc limba română. De ce vorbesc limba română? Este ordinar, da. Am mers în magazine, da. Și stătea cea, Ilinca, cea mare, și tati, oamenii ăștia vorbesc limba română. Zic, tati, suntem în România. Și aici nu vorbește nimeni în chineză. Nu, tati, nu vorbește. Atunci vorbim în chineză. Deci acolo vorbeam în românesc. Da, acolo, da. Când avem lucruri de spus, noi încercăm să reglăm conturile, nu în engleză, nu în chineză, încercăm să reglăm în limba română. Fiecare an de 1 decembrie duceți tricolorul pe Marele Zid, da? Spuneți chinezii cum se uită la noastră. Ca la un nebun. Și știți cum e? Atunci când vin în România... Cei care mă văd așa cum eram văzut la Sibiu spun că sunt un comunist și mai nou sunt, ca și noastră, în listă negre, suntem putiniști. Da. Dar acolo mie mi se spune, și cumva e și o chestie de orgoliu, îmi place puțin asta, mi se spune românul patriot. Da? Îi apreciază foarte mult pe cei care, nu vorbim doar de mine, de România, toți care își iubesc țara și nu au nicio reținere să spună că vorbesc. Și avem colegi, v-am spus, din zeci de țări. Ei sunt mândri și se bucură să vadă că îți afirmi identitatea. Secția în ucraineană aveți? Avem, da, s-a rupt. Da. În 2014 fostul președinte Ianucovici a fost în vizită la Beijing. Da. Și în timp ce era în vizită la Beijing a debutat Maidanul. Și cum s-a rupt? Păi, nu mai era în secția rusă. Era în secția rusă. Aveați, era în secția rusă. În acum secția e rusă. Separat? Da. Și da, nu da, se da. Ceartă cu secția rusă? După 24 februarie anul trecut a fost un moment dificil și pentru noi, pentru că eu sunt prieten și cu colegii ruși și cu colegii ucrainieni. Da. Și au fost câteva săptămâni dificile, în care noi stăteam la o bere, la o poveste, ți-era greu, pur și simplu ți-era greu să-i mai vezi față în față. Pentru că în secția rusă se continuă. Belarusul e acolo și toate țările. Secția rusă are și include toate fostele. Da, da, da. Moldova are? Cumva noi reprezentăm Republica Moldova. Și Radio China are un corespondent la Chișinău. Un colaborator. Da. Care este secția cu cele mai multe persoane? Evident, secția chineză. Pentru că secția chineză transmite pe cele patru dialecte. Pentru că, spre exemplu, în vestul Chinei, Xinjiang, Uigură, Tibet, este un alt dialect, în sud este un alt dialect, dar, evident, cea mai puternică secție este secția de limbă rusă și grație relațiilor excelente câți dintre cele două țări. Păi, vorbim în primul rând de angajații străini, ei sunt 6 sau 7 ruși. Și restul chinezi. Da, și sunt câteva zeci de chinezi acolo. Secția engleză, secția franceză, arabă. Puneți... Cât, pe bune, cât de cunoscută e România acolo? Când zic, sunteți român. Oriunde te duci în China și spui că ești român. Da? Nu cred. Am văzut, China are 56 de provincii, cred că am văzut mai mult de 30 de provincii. Peste tot unde m-am dus și am spus că sunt român, că sunt din Romania. Dar de unde știu ei așa? Pentru că memoria lor se fracturează povestea asta frumoasă. Memoria lor funcționează foarte bine până după 90-95 spre anii 2000. Pentru că până în 90, China privea spre România ca spre un model. Ca pe ceva pe care niciodată nu-l vor atinge. Da? Veteranii români, chinezi, care au făcut studii în România în anii 60-70-80, spuneau că prima oară s-au săturat să se sature la masă aici. Era o țară săracă, da, am înțeles. Extrem de săracă. Veteranii, colegi, chiar și până după 90 târziu, primeau salarii 100-120 de ioani. Adică asta însemnând la nivelul anilor sau la banii de astăzi undeva 80-90 de lei. S-au îmbrughezit chinezii acum? Teribil. Cum? Spuneți. Știu, eu am fost într-o perioadă în care, la prima dată, când treceau de la maoist la ăsta și am văzut groaznic, femeile purtau uniforme. Erau, nu dintr-o convingere sau dintr-o chestiune de ideologie. Ăla era nivelul de trai. Și cum era a fost ieftin. Saltul ăsta? Saltul acesta se numește procesul de reformă și deschidere, declanșat de Deng Xiaoping în anii 70 la sfârșit, după moartea lui Mao, după ce s-a închis procesul Revoluției Culturale. Și aici fac o paranteză. În timp ce noi vorbim despre Mao ca despre un dictator sau folosim etichete, Mao în primul rând a fost un erudit. El a înțeles ce se întâmplă cu poporul lui.
Moise, înainte să-și ducă în deșert 30 de ani, și-a supus poporul unei revoluții interne, interioare. Asta a făcut Mao cu poporului. Dar altfel a fost un erudit, a fost un înțelept, a fost un lider pe care și astăzi chinezii îl văd în cadrul corect, dar nu au nicio reținere să spună au fost făcute erori și perioada aia trebuie reevaluată din punct de vedere uman. Președintele Xi Jinping este una dintre, și tatălui Xi Jinping a fost direct una dintre victimele Revoluției Culturale, iar actualul președinte este colateral, este descendentul unuia care a suferit ca urmare a procesului de, hai să spunem, reorganizare a tuturor condițiilor și criteriilor valorice în China. Există schimbări de alimentație de astea la chinezi? Da, chinezii, toți vorbesc despre chinezi că sunt mici și că primul sport în China obsedat este basketul. Chinezii sunt înalți, sunt puternici, sunt viguroși. Nu, dacă e de la orez au trecut la carne, că este foarte... Da, bineînțeles. Și asta face parte din ce vreau să vă spun. Se spune, chinezul mănâncă o lingură de orez. Greșit. Chinezul atunci când mănâncă, și mai ales când este într-un cadru familial sau în cadru oficial, risipă. La masă unui chinez sunt cel puțin 6, 7, 8, 10 tipuri de mâncare, feluri de mâncare. Mm-hmm. Pentru că nu mănâncă mult, mănâncă diversificat, mănâncă din foarte multe tipuri de alimente. Iar în Beijing, spre exemplu, toate fast food-urile sunt peste 300, doar într-un oraș. Uh-huh. Pentru că capacitatea de consum este uluitoare în China. Chestiune pe care noi nu o înțelegem la nivel economic, sub nicio formă. Acum mi-e foarte greu să văd ce mai producem noi, made in Romania, dar... Cum ții în frâu să nu apare inegalități sociale? Sunt inegalități sociale în China. Spre exemplu... Miliardari sunt? Trăiesc pe picior mare cum? Cu zecile de milioane. Și sunt diferiți de... Dar nu-i patează. Aha. Aici deja devine... intrăm într-o zonă de educație și de conștiință filozofică, confucianistă, taoistă a chinezului. Vă dau un exemplu pentru că știu mai bine realitatea din Beijing. Salariul minim în Beijing, cel mai mic salariu, este 3500 de yuani, asta undeva la 2700-2800 de lei, dar nu se impozitează. Salariul minim nu se impozitează. Până la 5000 de yuani, impozitul este infim. De la 3500 de yuani, da, asta ar veni undeva la 500-550 de dolari, ajuns la salarii de 100.000 de dolari pe lună. Zona IT, zona de arhitectură, de zona de proiectare. Nu... Câștig de proprietar, profit. Nu. Salariul unui individ. Da. Sunt indivizi în Beijing sau în Shanghai sau în Chongqing, care este în centrul Chinei, care este considerat, orașul respectiv este considerat Silicon Valley al Chinei, sau în Shenzhen. Shenzhen, acum 20 de ani, era un sat pescăresc cu 400-500 de mii de locuitori. Astăzi Shenzhenul este o navă stelară în care locuiesc aproape 20 de milioane de locuitori. Și majoritatea sunt doar în zona de new media, noi tehnologii, cele mai noi investiții în infrastructură, în dezvoltare, pe absolut toate nivelurile. Am văzut în cartea noastră, că ea nu e numai un jurnal de pandemie, de am și recomandat-o de atâtea ori, uitați că am și citit-o, am recitit-o acum, că la un moment dat consemnați condamnarea unuia pentru mită. Cum funcționează? Păi dacă sunt toți bogați... În primul rând funcționează o chestiune pe care noi în democrație sau democrația occidentală, nu vorbesc, noi doar copiem Occidentul. Mita nu cred că, din punctul meu de vedere, și atâta cât am citit eu carte de drept, mita nu funcționează decât atunci când ești în contact cu statul. În mediul privat nu există mită. Da. În România se amestecă foarte ușor absolut toate problemele. Există mită în China atunci când tu, pentru un beneficiu sau pentru o autorizație sau așa, intri în contact cu orice reprezentant al statului, de la absolut orice nivel. Nu înseamnă că pentru un leu ești și sancționat. Există o marjă de eroare sau o plajă în care te poți mișca, dar când tu ocupi o funcție și ai și poziție politică, acolo nu există toleranță. Toleranța este zero, iar cu cât ești mai sus în poziție,
cota și sentința este mai... Bun, aici avem DNA, acolo ce instituție? Nu există DNA, există procuratura, există care poliție. Care se autosesizează? Automat. Păi și nu ține cont de poziția ta politică? Cu atât mai tare e sancționat. Da? Și mai mult decât atât sunt sancționați, inclusiv fostul ministru al transporturilor, cel care a dezvoltat marea rețea de cale ferată de mare viteză. Ce înseamnă asta? În 2010, când am ajuns, China avea 0 km de mare viteză, însemnând 300 de km la oră. Astăzi, China are 350.000 de km. Pardon, 35.000 de km de mare viteză. Și viteza a ajuns și la 400 de km pe oră. E, fostul ministru și-a tras zeci de milioane de dolari. Nu sunt... Da. Dragnea, nici măcar eu. Am înțeles la nivelul ăla, da. Și atunci, pentru că a ocupat o funcție, pentru că avea o funcție înaltă în partid, pentru că era reprezentant în Marea Adunare a Reprezentanților Poporului, un fel de parlament al Chinei, a fost o rușine pentru partid. Sancțiunea vine în primul rând de la partid. Partidul are, și cred că și la noi avem, la partidele politice, există un corp de control intern. Da, la noi n-avem. Acolo funcționează. Da, am înțeles. Și în momentul în care, până să intre parchetul, autoritatea judiciară, până să intre, prima dată te cercetează și te judecă în interiorul partidului. Iar în momentul în care partidul ți-a spus, te-a pus pe culoare, cum aveam noi culoarele noastre pe justiție, când partidul ți-a trimis dosarul la justiție, nu mai ai nicio șansă. O altă diferență pe care China o dă lecție pe care o dă lumii, de la prima instanță, în momentul în care ai fost condamnat, este un șablon standard. Am mai povestit despre lucrul ăsta. Toate sentințele se termină cu o frază. Prejudiciul a fost recuperat integral. Nu contează că e vorba de $1,000,000 sau sute de milioane de dolari. Ați au banii. Pentru că tu, ca individ, nu poți consuma toată suma aia. Și atunci, îți ia la frecat toată familia, toți prietenii, toți apropiații. Pentru că toți au beneficiat sub o formă sau alta. Și atunci îi lasă pe stradă pe toți. Da. Câte am citit, v-am arătat la un moment dat acea carte a uneia din părinții a inteligenței artificiale, Lee. Să știți că nu e dizident, este... Nu este, nu există dizidență. Nu, în sensul că nu e din cei care mor, nu cum să zic, care sunt cultivați de Occident, a fost director la Google. Da. Și după ce s-au zis, ei ce au în loc de Google, ce are, Baidu? Bing. Este motorul lor de căutare principal, este Bing, dar au și Baidu, au și Tencent, au și... au dezvoltat absolut orice variantă pe care o avem noi în Occident. La Twitter au widget, pe care îl știți și dumneavoastră. Au pentru YouTube, au pentru absolut orice de variante proprii, pentru că e și o formă de concurență, și o formă de protecție. Dar piața chineză, astăzi, are peste 3,7 miliarde de telefoane în funcționare. Sunt cu fiecare care, câte două? Câte trei, câte patru. De ce sunt ieftine? Și pentru că sunt ieftine, dar se face business pe telefon. Da, am citit că totul la chinez se concentrează pe telefonul mobil, că toată viața va trebui concentrată? Nu este. Asta avea o aplicație a povestiții. Da, este widget-ul pe care ai de la servicii de catering, la servicii de sănătate, la servicii de transport intern și internațional. Cum ar fi Uber-ul la noi? A, bineînțeles. Oriunde în China te duci, în toată China, Uber-ul lor se numește Didi. Da. Oriunde te duci în China cu Didi-ul, funcționează. Nu știu dacă Uber-ul din România, dacă merg în Franța sau în Germania, aceeași aplicație funcționează și acolo. Uh-huh. În China funcționează oriunde. Tu schimbi doar orașul în care ești. Da, îmi spuneați că poți să comanzi să vină și bărbierul acasă? Absolut. Nu există. În China nu există, nu avem. Sau nu există, nu există. De ce? Pentru că din orice se poate face un ban. Iar chinezul este un evreu de clasă lumea. Am reținut din cartea domnului respectiv această nebunie că fiecare vrea să devină om de afaceri. Da, și de nu ce? Toți reușesc. De ce? Pentru că toți au ambiția de a demonstra nu celui din jur, de a-și demonstra sie și că se poate ridica. Nu este o demonstrație concurențială. Noi ne luăm o mașină scumpă ca să ne vadă vecinii. Nu, acolo este o chestiune de orgoliu personal. Și de statul chiar ajută la startup-uri? Ai o idee, funcționează, nu știu, gene false, te apuci?
te ajută, dar nu pentru așa ceva. Da. Dar dacă este un proiect care este în sprijinul comunității, da, atunci e susținut de stat. Spre exemplu, noile tehnologii. Statul investește enorm, vorbim de sute de miliarde de dolari investite anual în companiile private sau mixte stat-private pentru dezvoltarea inclusiv spațială. Toată lumea vine și dezvoltă, inclusiv americanii, germanii, francezii, britanicii, vin să facă cooperări, joint venture cu chinezii, pentru că există resursă. Și există și capacitatea, s-au dezvoltat teribil din punct de vedere intelectual și mai ales în zonele astea care ajung în spațiu. Chinezii sunt a treia țară care a ajuns pe Marte. De America, ce este de preocupare pentru... Pentru că înțeleg viitorul. Da, am înțeles și din cartea aceasta că se investește mult în inteligența artificială, da? În tot ce este ultramodern. Este folosită inteligența artificială și noile tehnologii cu precădere în agricultură, cu precădere în sănătate. Agricultura în China se face cu drone. Ai cu, stați un pic. Adică sunt drone care au capacitatea să ridice canistre de sute de litri de substanțe chimice și nu se mai duce tractorul. Pleacă drona. Tu de acasă îți fixezi drona la ora cutare să se ridice, suprafața, unde să se plimbe, că o faci pe degetul, pe tabletă, cum te joci pe un joc, și drona la ora cutare tu faci nani. Drona aia începe să-ți lucreze și tu dimineața te duci să verifici. Pare și... dintr-un film Sintiu Conte, da? S-a dezvoltat mult dronele civile, nu-i așa? Peste tot. Absolut tot. Inclusiv cele de agrement. Adică nu sunt zone unde sunt semne de avertizare. Nu ai voie. Zonele zero sau zone administrative, zone guvernamentale, parcuri publice. Dar în rest, toată lumea își filmage și face tot felul de năzbâtii cu drone de agrement. Și această cultivare a dronelor în locurile civile. Da, și sunt folosite inclusiv la nivelul spectacolelor publice. Adică, spre exemplu, nu se mai folosesc artificii de sărbători pentru că poluează. Da. China merge pe un proiect diferit pe zona de ecologie și de protecția mediului, dar o face neafectând plăcerea, să spunem, publicului. Da. Și atunci, de ziua națională sau la evenimente majore din China, sunt puse în spectacol undeva 5, 6, 10 mii de drone simultan care îți creează pe cer imagini sau îți dau mesaje sau e ceva inimaginabil. Da, spuneți, autorul era din, venise din Taiwan și la un moment dat, dumneavoastră mi-a spus de, care văd că e în Taiwan, dar cred că e și la noastră, de acele persoane, scrii pe ele benevol. Un fel de voluntari există, se cultivă. Da, sistemul de voluntariat din China este extrem de bine pus la punct. În ce sens? A funcționat sau cu precădere în perioada pandemică. Prin lege, sper să nu greșesc virgula, 12,7% din absolut toate comunitățile chineze trebuie să fie prinse într-o formă sau alta de voluntariat. Adică, și prin rotație, primesc o basardă când ești de serviciu la 2-3 ore. Nu faci voluntariat toată ziua. O dată pe săptămână sau... Și inclusiv angajații din magazine. În magazine, pe stradă, în spitale, în absolut toate spațiile din China, toate zonele din China, e imposibil să nu vezi un om cu o bransardă roșie pe mână. Ce înseamnă care? Aia înseamnă că omul ăla observă pe perimetrul lui, pe 50 de metri, 100 de metri, dacă sunt gropi în asfalt, dacă s-a curățat bine strada, dacă apar probleme, dacă apar incidente. Nu el intervine, nu are dreptul să intervină, anunță automat baoanii, cum sunt ei, un fel de gardieni. Nici ei la rândul lor nu intervin, dar faptul că sunt în uniformă te calmează și după aceea se anunță autoritățile în funcție de ce se întâmplă de incident. Dar rolul voluntarilor este de a asigura o permanentă supraveghere pentru chestiunile în special administrative. Și ei vor? Păi n-ai cum să nu vrei. Ai, e obligat. Bine, majoritatea sunt persoane de vârsta a doua, a treia. Sunt și tineri, mai ales când sunt evenimente. Spre exemplu, atunci când se întâlnește Marea Adunare a Reprezentanților Poporului, Congresul Chinei, odată pe an, în martie, atunci sunt și tineri pe stradă. Securitatea atunci la Beijing este la un nivel ridicat. Dar de principiu sunt persoane de vârsta a treia care
stau la vorb, stau de poveste. Am înțeles că grădinița se plătește. Totul se plătește în China. Cum totul? De la grădiniță până la terminarea doctoratului, dacă vrei să faci doctorat. Școala? Totul se plătește în China. Nu există gratuitate. Cum să nu există gratuitate? La noi este. Păi, suntem o țară deosebită. Da? Se plătește și... Este o formă de responsabilizare. Nu există nimic, nu există ajutor social în China. Adică dacă... Trebuie să faci ceva ca să primești ceva. Asta chiar că e surprinzător din punctul ăsta. Motiv pentru care foarte rar vezi cercetori în China. Pentru că nimeni nu-ți dă bani degeaba. Mi-ați vorbit în momentul de QR. Da. Că totul e pe QR la noastră? Absolut. Și în perioada pandemică. Noi am folosit pentru testare un cod care era personificat pe numele legat de numărul de telefon. Da. Și atunci când mergeai să te testezi, noi ne-am testat la Beijing, cred că eu am undeva la 150 de testări. Da. Dar asta doar anul trecut, pentru că până în aprilie-mai anul trecut, a fost foarte relaxată situația la Beijing. Când au apărut noile variante, Delta și Omicron, atunci, fiind mai ușoare, dar cu capacitate mai mare de infectare, atunci ne-am testat. Inițial, în fiecare zi, după aia la 2 zile, la 3 zile, și doar când trebuia să mergi în anumite instituții, spre exemplu, mergeam la evenimente oficiale, atunci trebuia să fii testat. Mai sunt restricții? Absolut deloc. Nu, deloc? Vreau să vă spun că... Păi cum ați ieșit? Că era la un moment dat de la... Imaginea din mass media românească, o mass media care copiază mesajele din presa occidentală, nu are nici cea mai mică legătură cu realitatea chineză. De foarte multe ori eram sunat din China și din România și ce se întâmplă la voi și zic, bun, ce vedeți voi ca să vă spun ce se întâmplă? Foarte multe imagini erau decupate, date în buclă obsesiv. Aici, spre exemplu, spre deosebire de China, mesajul a fost de a susține oamenii și de a menține calmul. Era o problemă. Mie mi-e foarte greu să spun dacă a fost virus chinezesc sau virus american. A fost un scenariu în mod cert. Nu am argumente să spun de unde a pornit. Dar preocuparea autorităților chineze a fost de a susține oamenii. Cazurile extreme în care tu, potrivit legii, acolo legea era. Nu s-a făcut ulterior, cum s-a întâmplat la noi, și la noi niciodată nu a fost declarată starea epidemică. Pe legea la românească, noi nu avem stare. Acolo unde, într-adevăr, au fost bătuți oameni în casă, au fost blocate ușile, au fost cazurile confirmate COVID, iar oamenii refuzau să meargă să se trateze. Uh-huh. Autoritatea trebuie să te protejeze de cel care are o problemă. În China, să spunem, o persoană care generează probleme, este scoasă din comunitate. Pentru că e foarte ușor, vorbind de pandemie, e foarte ușor să infectezi și la nivel de atitudine și comportament și de răufăcători. Există la nivelul chinezului sentimentul de superputere, cum e la americani? În creștere. Este? Ce înseamnă în creștere? Când am ajuns în China... și fiind obsedat... Periodic, soția mea, Vera, aruncă munți de ziare. Citesc foarte mult. Am rămas cu pasiunea de a simți și de a mirosi tiparul. Nu era o foarte mare preocupare pentru a spune chinezul poate, chinezul reușește, chinezul trebuie să ajungă. China nu-și propune să devină liderul lumii pe model american. Excepționalismul american este un tip hegemonic, excepționalismul chinez este un excepționalism pe temei culturale. Și atunci, chinezul își propune să demonstreze lumii și am să spun ceea ce am vorbit de foarte multe ori și în conferințe și în dezbatere cu diverse persoane, China încearcă să facă diferența dintre exemplu și model. China este un model social, cultural, economic, politic, pe toate domeniile, ideologic, dar nu este... Este un model. Nu poate fi un exemplu pentru toată lumea. Nu poate, modelele chinezești nu pot fi aplicate oriunde în lume. Deci este specificul? Pentru că filozofia chinezului este de a face zilnic ceva, de a lăsa ceva în urmă, de a-și proiecta viața pe zeci de ani înainte, în timp ce noi nu avem capacitatea asta și nici nu ne propunem să
avem un parcurs de lungă durată. Cât vă scriu, delicată, ultima întrebare, ați venit după 4 ani, spuneți-mi 3 lucruri rele care le-ați descoperit în această țară pe care ați lăsat-o cu atât timp în urmă. Acum, sunt foarte călătorii multe. Vă rog. Sunt foarte multe. În primul rând, observ o societate bolnavă, fizic. Da, vă ascult. Mă uit la tinerii de pe stradă care sunt niște expandați. Când veneam în România, eu mă uitam după fete. Fetele româncele, în imaginea mea, era un model de frumusețe. Mă uit la fetele de liceu, probabil, sau chiar școală generală, sunt supraponderale. Asta înseamnă boală peste 5-10 ani. După aceea, descoper o Românie care nu se regăsește în absolut niciun proiect. Am călătorit peste 4.400 de kilometri în 4 săptămâni cu mașina. Urcam pe autostradă, coborai de pe autostradă, mergeai pe asfalt bun, cădeai de pe asfalt bun. Am văzut oameni români care, cei în vârstă, spuneau nu mai pot să plec pentru că nu mai am resursa, energia necesară. Am văzut tineri care nu au absolut nici cel mai mic grad de încredere în ideea de a fi român. Ori lucrul ăsta pe mine mă face să înțeleg că cei care conduc România, la rândul lor, nu au capacitatea să înțeleagă un lucru simplu. Ei sunt modelul. Și din punct de vedere al tehnologiei, cât suntem în urmă față de chinezi? Chinezii au propria stație spațială. Nu, lasă, mă refer la viața cotidiană. Suntem într-o zonă europeană. Suntem într-o zonă europeană. Imaginați-vă că rețelele de internet din China suportă, v-am spus, 3,7 miliarde de telefoane simultan, că rețeaua 5G. De internet... Ah, da, eu sunt pe 6G. Telefonul meu în China e pe 6G da? Deja. Da. Ori este păcat. Chinezii se uită spre noi cu... Încă se uită cu admirație. Din păcate, zona diplomatică și politică din România este mediocră și nu are nici cea mai mică dorință de a privi spre viitor. Noi ne uităm la scaun și la dorința de a parveni. Nu asta, nu așa se construiește o țară, din păcate. Am văzut județe, 7 sau 8 județe văzute din comun în comună. A cincea casă se prăbușește. Sunt case succesive în care nu mai stă nimeni și sunt case de patrimoniu. Sunt case în care cultura română se distruge. O să supăr prieteni comuni. Am văzut casa lui Adrian Păunescu. Am fost în ea. Da? Da. De la Bârca. Da. Se prăbușește. Este un om acolo care are grijă. Am fost la casa lui Amza Pelea. Da? Se prăbușește. Am fost să văd la Vladimir, în județul Gorj, am fost să văd casa lui Tudor Vladimirescu, am vrut să arăt fetelor lucruri din România. N-ai cum să ajungi la ea, pentru că este un lanț. Pentru că la noi obiectivele ori nu sunt îngrijite, ori sunt închise, pentru că noi lunea nu avem program. Deci să trag o concluzie extraordinară. Ați adus fetele să arătați monumente românești. Da? Le-am dus la mănăstiri, le-am dus la pește. Au fost și vă însuțit, da? Și de fapt tot. Multe din ele nu puteați pătrunde. Da. Mulțumesc că v-am dat această carte cu dedicație despre Cornelu Țelea Codreanu. Vă mulțumesc tare mult. Da. Mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc, domnule Tomozei. Rămânem că atunci când se întâmplă ceva mai deosebit, vă contactez și vorbim și la jurnalul meu video. Stimați telespectatori, ne revedem marțea viitoare la 5 ore.